Ar trebui să intrăm imediat în direct. Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la dezbaterea pe care în seara aceasta o găzduiește Casa Corpului Didactic din Galați. Eu sunt Doru Căstăian și vă rog să îmi dați voie să amintesc partenerii evenimentului din seara asta. Am fost ajutați de Inspectoratul Școlar Județean Galați, de proiectul Merito, RBL, de Editura Humanitas și de firma Synergetics, care sunt partenerii evenimentului nostru. Sper că n-am uitat pe nimeni, nu de altceva, dar intenționăm să facem și în viitor evenimente de felul ăsta. În seara asta ne-am adunat ca să discutăm despre unul dintre cei mai mari fizicieni pe care a avut omenirea în ultimele decenii, un intelectual de marcă, cu siguranță, un autor de geniu în domeniul popularizării științei și, în ultimul rând, poate un reper existențial și moral pentru foarte mulți. Penal sonor. Numele ridică sonor. Care... Gata, am ajutat eu pe un profesor să închidă. Numele la care mă refer este... evident, numele lui Stephen Hawking. Întâlnirea noastră se desfășoară azi, în preajma datei de 14 martie, din următorul motiv, pentru că pe 14 martie comemorăm 3 ani de când Stephen Hawking nu mai este printre noi și, în același timp, în preajma acestei date, semnalez și apariția acestui volum, Stephen Hawking, răspunsuri scurte la marile întrebări, volum apărut la Editura Humanitas, în traducerea mea, dar să știți că are și calități, dincolo de faptul că e tradusă de mine. Și cartea lui Stephen Hawking este, răspunsuri scurte la marile întrebări, este practic ultima carte la care Stephen a scris înainte să moară. Discuția din seara asta îmi doresc și ne dorim să fie ca de fiecare dată o discuție destinsă, liberă, o bucurie intelectuală și spirituală pentru toți și ne-am asigurat că lucrurile vor sta așa, având doi invitați absolut remarcabili și, după cum știți, pentru că i-ați mai văzut, absolut delectabili. Mă refer la domnul profesor Dan Voiculescu, în primul rând, profesor de fizică, profesor merito la Colegiul Național Costache Negri din Galați. Bună seara, Dan, și mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Și fizicianul Cristian Presură, cercetător la Philips în Olanda, autor premiat de Academia Română, autorul unei cărți absolut unice în cultura științifică, de popularizare științifică de la noi. Mă refer, evident, la Fizica Povestită, cartea care a și primit premiul Academiei, cea mai recentă carte a lui Cristi, pe care cred că o găsiți încă în librării. Bine, cred că și Fizica Povestită mai e în librării, nu, Cristi? Deci, cărțile lui Cristi sunt în librării și vă recomand, apropo de întrebări, mari întrebări, Cristi și-a pus o astfel de mare întrebare la care dă un răspuns nu foarte scurt, și anume ce diferență este între un copil și un laptop. E o întrebare care pare să aibă un răspuns evident, dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Mulțumesc și ție, Cristi, că ești cu noi în seara asta. Și am să încep cu o întrebare. De asemenea, ca să nu uit să spun lucrul ăsta, noi vom urmări în permanență și chat-ul de aici din aplicație, vom urmări și pagina de Facebook a Casei Corpului Didactic și vom prelua întrebările pentru invitații noștri. De asemenea, vă încurajez să întrebați și prin ViewGrid, dacă tot sunteți aici. Vă semnalizați intenția de a întreba cu într-un fel sau altul, eu o să văd și o să vă dau cuvânt. Până atunci, să începem cu o întrebare simplă, de încălzire, așa, și am să încep cu tine, Dane. Cine este sau dacă este în vreun fel important pentru tine ca profesor de fizică
Steven Hope. Întâi vreau să-i mulțumesc lui Doru pentru că fără provocarea lui, nu cred că aș fi luat cartea asta, nu știu dacă aș fi știut de ea. După ce am luat cartea, efectiv n-am mai lăsat-o din mână, pentru că este o carte extraordinar de ușor de citit. Și nu spun asta, eu știu, ca profesor de fizică, ci efectiv ca public larg. Se citește ușor, iar Hawking este absolut remarcabil, a fost remarcabil în felul în care putea să prezinte lucruri aparent aride, științifice, într-o manieră foarte, foarte agreabilă și foarte pe înțelesul tuturor. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Și corespunde oarecum și cu felul în care lucrez eu la clasă. Acum, el a fost înaintea mea, asta este singurul lui avantaj. Și eu încerc să simplific foarte mult lucrurile pe care le predau copiilor mei, elevilor mei, și să pun accent mai mult pe aspectul, nu știu, să spunem, practic. Și atunci oarecum ne suprapunem din punctul ăsta de vedere. Dar este, repet, este o carte absolut remarcabilă și m-a determinat să iau și celelalte cărți, să le citesc și... Mă uimește în continuare ușurința cu care Hawking exprimă pe înțelesul tuturor niște lucruri în general dificile. Pentru că evident este dificil să vorbești despre cosmologie, despre găuri negre, despre singularități și tot felul de alte asemenea lucruri. Dar este remarcabil. Mulțumesc mult, Cristi. Cine e Stephen Hawking pentru tine? Bună, Doru. Bună seara la toată lumea. Eu cred că Stephen Hawking este în principal un vector de popularizare al fizicii. Într-un fel sau altul, societatea reacționează la numele lui, așa cum reacționează și la numele lui Einstein. Mai există și alți vectori. Richard Feynman, de exemplu, este un alt vector de popularizare al fizicii, dar nu este așa de cunoscut în România. Și acum întrebarea este de ce este Stephen Hawking un vector de popularizare a fizicii printr-o conjunctură istorică și prin ceea ce are el. Conjunctura istorică este că a publicat o carte de foarte, foarte mare succes, Primele 3 minute ale Universului, iar după aceea a suferit de o boală, dar a continuat să lucreze și să fie eficient și chiar să aducă contribuții fundamentale la fizica găurilor negre. Ori asta a fost un model, cred eu, de urmat, în primul rând pentru toată lumea. Când vezi că o persoană cu dizabilități reușește să facă lucruri mari chiar în istoria fizicii, este deja un impuls și un exemplu, cred că, pentru fiecare. Dar Stephen Hawking nu s-a oprit după ce a scris cele 3 minute ale Universului, după aceea a continuat să scrie cărți de popularizare. Am aici cu mine, de exemplu, Descifrarea Universului, care este o carte pentru copii apărută la editura Humanitas, cred că anul trecut. Stephen și Lucy Hawking, fata lui. Deci, sumarizând, aș spune că este un vector de popularizare a fizicii și, într-un fel sau altul, tinerii și copiii reacționează la astfel de nume. Și asta e bine, pentru că, nu știu, într-un fel contează și personalitatea, adică nu e numai fizica, e și personalitatea omului. Și dacă se simte o conexiune și cu omul, atunci fizica cumva vine mai ușor. Vreau să te întreb, Cristi, cred că ai vrut să te referi la scurtă istoria timpului, nu? Nu la primele trei. A fost o scurtă istoria timpului prima. Da, la aia am vrut să mă refer, exact. Bun, important de a-și întreba, aș lega cumva următoarea mea întrebare de răspunsul tău. E important până la urmă să avem popularizatori în fizică sau fizica ar trebui să existe mai degrabă, nu știu, între specialiști, între fizicieni? Pentru că tu știi foarte bine, cred că și ție ți-a fost în anumite feluri adus reproșul ăsta. Știi foarte bine că în general fizicienii care se ocupă și de popularizare, adică cumva mediază pentru noi, cei care nu avem cunoștințe tehnice, lucrurile,
Sunt uneori acuzați așa că pierd timpul, că în loc să fac lucruri serioase în fizică, pierd timpul cu lucruri din astea mai, hai să zicem, cumva mai zona pop, așa, științei. Sigur, asta nu e părerea mea. Păi eu, unul, consider că e esențial să existe popularizatori, dar eram cumva curios ce crezi și tu. Și după aceea, cu aceeași întrebare, merg și spre ta. Măi, aș zice că meseria asta de popularizator de știință este o meserie de risc, în mod sigur. De ce este o meserie de risc? Pentru că, în esență, un fizician și orice cercetător comunică doar o singură dată pe an, atunci când scrie un articol cu mare, mare grijă, un articol care are în general 4 sau 10 pagini, să spunem. Și fiecare cuvânt de acolo este pus cu grijă. Orice cercetător știe cât de mult se lucrează la un articol și ăla este singurul moment când comunică. Pentru că trebuie să comunice bine, să nu facă greșeli și, bineînțeles, are comunitatea științifică care se uită la el. Ori popularizatorul de știință este cercetătorul, mă rog, dacă e vorba de un cercetător, care iese din găoacea asta și dintr-o dată vorbește mult, vorbește și despre subiecte care nu sunt specialitatea lui și vorbește și unor oameni care nu sunt așa specializați, așa cum ar fi fost cei care ar fi citit articolul. Ori asta pune extrem de multe probleme, pune extrem de multe tensiuni asupra lui. De asta zic că este o meserie de risc, câteodată nu este așa de bine, adică greșești, pentru că nu le știi absolut pe toate, nu mai ești în domeniul tău, deci efectiv faci greșeli. Greșești, da, când ieși afară, uite, vezi, asta înseamnă să fii popularizator, să-ți pierzi la un moment dat în direct și rugândurilor. Nu, dar mai erau două puncte și acum nu mi le aduc aminte. Stai puțin să mă gândesc. Greșești pentru că ești într-un alt domeniu și atunci ai reproșul celor care sunt cercetători ca și tine și care spun, da, de ce? N-ai făcut bine. Doi, nu reușești ca să simplifici așa cum ar fi trebuit mesajul pe care vrei să-l aduci. Și atunci nu te faci înțeles și adeseori ajungi într-o zonă care este aproape politică, adică o zonă în care tu vorbești despre știință, dar mesajul tău este înțeles politic și atunci mai primești și reproșuri și tot felul de atacuri din alte direcții. Bun, asta este ceea ce înseamnă să fii popularizator de știință. Trebuie ca să te obișnuiești cu faptul că poți să faci greșeli de la cele gramaticale la cele de specialitate. Trebuie să îți asumi faptul ăsta că, așa cum mi s-a întâmplat mie acum, ați pierzi coerența la un moment dat, da? Deci trebuie să ieși din căuacea respectivă. Întrebarea este însă, de ce trebuie să o faci? Că asta ai întrebat tu, de ce trebuie să o faci? Nu cred că trebuie răspuns la întrebarea asta. Nu trebuie răspuns din două motive. În primul rând, e normal, toată societatea, toți oamenii știu de ce este nevoie. Pentru că sunt anumite zone, adică știința nu vezi numai de la școală, o vezi și de afară, o vezi și cu vecinul care te întâlnești, că nașul meu, de exemplu, de la Voinasa este un inventator foarte bun. Și eu îmi imaginez că toți cei din sat au învățat de la el așa cum am învățat și eu de la el de fiecare dată când m-am dus acolo. El a fost un fel de popularizator al științei la el în sat. Deci există nevoia de oamenii ăștia în societate. Întrebarea se pune dacă tu îți asumi chestia asta, dacă tu vrei ca să faci, să faci rolul ăsta care nu este un rol oficial, nu este un rol formal. Nu ai niciun fel de ștat de plată și așa mai departe. Mulțumesc, Dane. Cum vezi chestiunea asta? Și la întrebarea pusă lui Cristi aș adăuga încă una, și anume, poate fi văzut profesorul de fizică, de matematică, de chimie și așa mai departe, ca un popularizator până la urmă, într-un fel sau altul, poate fi văzut și așa, cu siguranță nu e doar asta, dar cumva mă interesează dacă poate fi văzut și așa. Eu cred că așa trebuie văzut profesorul. Nu, profesorul, că este de fizică, de matematică, de română, indiferent de disciplina pe care o predă, trebuie să se adreseze maselor. Să se adreseze întregii clase, tuturor copiilor din clasă. N-am fost niciodată de acord și nu pot fi de acord cu profesorul care se adresează numai
unuia din clasă sau doi sau trei, deci vârfurile clasei, și de restul nu-l interesează. Profesorul, în primul rând, zic eu că trebuie să fie un popularizator, trebuie să împărtășească cu copiii tot ce știe și, evident, tot ce învață el, pentru că profesorul învață tot timpul odată cu copiii și altfel nu-l văd. Nu văd rostul profesorului. Iar necesitatea unor popularizatori de știință este, din punctul meu de vedere, este evidentă. Știți cum eram, cum făceam la română când eram în liceu, cu scriitorul care stă în turnul de filde și de departe, de acolo, de sus, vede ce se întâmplă în jur. Nu cred că ăsta este rolul unui cercetător. Sigur că sunt și cercetători, sunt oameni de știință care nu au harul ăsta de a populariza știința. Stephen Hawking, din fericire, nu s-a numărat printre aceștia. Dimpotrivă, el are un talent extraordinar de a populariza știința. Și am să îmi permit să vă citesc ceva de aici. Mi-am făcut tot felul de bilețele pe aici. Zice așa la un moment dat, în răspunsul scurte la marile întrebări. Citez așa pe diagonală. Cei mai mulți oameni pot înțelege și aprecia valoarea ideilor științifice dacă sunt prezentate într-o manieră limpede, fără ecuații, iar să fac asta e ceva ce m-a bucurat toată viața. Și eu cred că asta este, poate fi considerat crezul lui Stephen Hawking în sensul ăsta. Să răspândească știință fără un limbaj arid științific, fără ecuații strict fizice. Astea sunt pentru specialiști, astea au locul lor, în întâlnirile lor, în conferințele lor, dar cu marea masă a oamenilor, de-al de mine, cred că limbajul ăsta este mult mai potrivit. Da, eu tind să fiu 100% de acord cu ce spuneți și inclusiv cu felul în care a văzut lucrurile Stephen Hawking. Și asta nu pentru că am neapărat un bias afectiv în direcția asta, ci pentru că mă uit în jur și constat, de exemplu, acum în mijlocul pandemiei care ne încearcă atât de un an, ce important este și ce important ar fi fost ca un anume mod, hai să spunem științific, de a vedea lucrurile. O anumită rigoare și un anumit control științific al minții ar fi fost foarte binevenite pe o scară mai largă. Cine s-ar fi gândit, de exemplu, acum un an, gândiți-vă la noțiunea de ADN sau gândiți-vă mai specific la noțiunea de ARN mesager. Ei, ARN mesagerul, de exemplu, săracul, cred că ar fi fost candidatul perfect pentru întrebarea celebră în perioada asta la noi. Și la ce mă ajută pe mine în viață, domnul profesor, să știu ce e ARN-ul mesager? Ei, iată, nu știi niciodată când te poate ajuta în viață să înțelegi ce este ARN-ul mesager și de ce funcționează într-un anume fel. Dar apropo de asta, da, deci cumva consider că știința, cercetarea științifică, cu siguranță că este o avangardă a disciplinelor și cunoașterii umane. Cu siguranță că la nivelul ei cel mai tehnic, ea este aproape inaccesibilă, iar voi ca fizicieni știți că există domenii în fizică în momentul ăsta în care matematica a devenit atât de specializată încât nici măcar fizicienii respectiv nu se mai înțeleg 100% între ei, nu? Dacă ne gândim la domeniul supercorzilor, de exemplu, care, da, nu greșesc, nu? Are tot soiul de matematici speciale și foarte nișate. Bun, cu siguranță noi, sau eu cel puțin, nu am acces la nivelul ăsta de tehnicitate. Dar în același timp, știința rămâne o practică socială, o practică profund umană, care și cumva cred că e de datoria noastră a tuturor să fim la curent atât cât ne permite, sigur, pregătirea și disponibilitatea cu ceea ce se întâmplă în lumea științifică, atât cât se poate. Discutam, dacă vă aduceți aminte, la o întâlnire precedentă de aici de la noi, de la CCD Galați,
despre cât de mult ne lipsesc jurnaliștii de știință, care să fie specializați în acest domeniu, așa cum se întâmplă la marile ziare și la marile reviste ale Europei și ale Americii, unde există jurnaliști care sunt specializați în domeniul ăsta. La noi, sunt și la noi, dar destul de puțin. Apropo de marile întrebări, Dan și Cristi, nu pot să nu văd, apropo de Hawking ca educator, că această carte, o carte testament aproape, am putea să-i spunem, pune câteva întrebări și încearcă să ofere câteva răspunsuri ale foarte personale ale autorului, și o să-mi permită să citez un pic din cuprins. Există Dumnezeu? Este prima întrebare. Cum a început totul? Există și altă viață inteligentă în univers? Putem prezice viitorul? Ce se află în interiorul unei găuri negre? E posibilă călătoria în timp? Vom supraviețui pe Pământ? Ar trebui să colonizăm spațiul? Ne va depăși inteligența artificială? Iată, astea sunt lucrurile care îl preocupau pe Stephen Hawking cu puțin timp înainte să moară. Și nu pot să nu remarc că multe dintre ele sunt întrebări de suflu larg, sunt întrebări filozofice, grele. Și mă întreb, oare, mă întreb așa, nu vreau să sune nici pesimist, nici optimist, ci e chiar o întrebare. Credeți, pentru că într-un fel sau altul amândoi sunteți profesori, chiar dacă Cristi nu e profesor cu patalama, munca pe care o face de popularizarea științei intră foarte bine sub pălăria asta. Și vreau să vă întreb dacă credeți că genul ăsta de educație, bazată pe marile interogații ale ființei umane, are un viitor sau ne îndreptăm mai degrabă spre o educație foarte nișată, utilitaristă, care, mă rog, să fie utilă în domenii foarte clare. Vom mai avea umaniști? Mai avem nevoie de spirite filozofice și umaniste ca lui Hawking în viitor sau viitorul al tehnicienilor? Și o să încep cu Dan de data asta. Cum vezi, Dan? Categoric am avea nevoie de Hawking. Mulți. Foarte mulți. Dar, din păcate, nu știu, eu așa sesizez lucrurile, ne îndreptăm spre o învățare pe nișe, în special pe partea tehnică, să spunem. Știți cum era la un moment dat? Cineva descria specialistul și spunea că specialistul este acel om care își îngustează orizontul până când acesta devine un punct. Și acesta este punctul lui de vedere. Vom avea specialiști foarte buni în tot felul de domenii, dar vom avea nevoie în continuare, mare nevoie, de minți atât cuprinzătoare cum a fost Hawking. Poate nu la nivelul său, pentru că este absolut clar că Hawking, după părerea mea, este nu cred că poate avea urmași de talia sa. Dar minți cuprinzătoare, sigur vom avea nevoie, cu siguranță. Nu putem lăsa întrebările astea pe care le-ai spus tu mai devreme, întrebări foarte importante, foarte importante, pe care nu cred că multă lume și le pune, nu cred că le putem lăsa fără răspuns. Dați-mi voie să citez un comentariu de pe pagina de Facebook, care mi se pare că se potrivește foarte bine în peisaj și în context în momentul ăsta. Domnul Vlad Tudor spune așa: bună seara, eu consider minunată prezența roverului Perseverance în acest moment pe planeta Marte. Einstein, Newton, chiar și Kant cred că ar fi fost avizi din punct de vedere informațional și ar fi fost entuziaști. Dar mulți tineri, elevi, profesori, nici măcar nu menționează această uriașă realizare STEM. Interesantă discuție. Ok. Urmează partea de laude, așa că am să mă abțin. Scuze-mă un pic că intervin, dar mulți copii nici nu știu că NASA are și performanța asta absolut extraordinară să trimită un rover pe Marte și în ce condiții. Mie cel puțin mi se pare, nu știu, extraordinar, nu pot, nu am cuvinte,
să controlezi un dispozitiv de la sute de milioane de kilometri. E remarcabil. Și totuși există, iată, o sensibilitate mai redusă. Hai să nu spun o insensibilitate publică, pentru că cred că ar fi totuși prea mult să spun insensibilitate publică. Dar știrea despre Perseverance s-a durat exact atât, 3 zile. 2. Au fost niște buletine de știri, după care am trecut la următorul scandal politic sau la următoarea, mai știu eu... Mai rău. Acum se caută tot felul de interpretări. Dar de ce a trimis NASA roverul acolo? Ce urmărește NASA trimițând roverul acolo? De care unde, sunt de subturile? Unde a avut NASA rover până la urmă? Cristi, cum vezi problema asta umanismului în învățământul viitorului? Continui exact ce a spus Dan, adăugând din păcate. Din păcate, într-adevăr, datorită multitudinii de informații științifice, care a fost câștigată cu greu, dar ăsta este adevărul, informația științifică e foarte mare, se merge în general peste tot în lume pe un fel de specializare a informației. Și spun din păcate, pentru că asta se vede în practică. În România, de exemplu, există acele statistici care spun că 80% dintre cei care termină facultatea nu profesează în domeniul lor. Se vede în faptul că tinerii nu își găsesc drumul așa cum ar trebui, atât de repede cât ar trebui. Ori de ce nu își găsesc drumul? Pentru că drumul în viață este mai mult de a face o meserie și a câștiga niște bani. Drumul în viață înseamnă să ai o meserie care îți place. Le spun tuturor tinerilor, mă, o să mergeți la serviciu. Trebuie să stați acolo până la ora 5, dacă nu vă place. La ce o să vă duceți? Doar pentru ca să luați niște bani cu câteva sute de euro mai mult? Adică merită efortul ăsta? Și de asta zic că ceea ce spui tu ai foarte mare dreptate. Adică o educație umanistă trebuie adusă în școală, nu numai din rațiuni din astea filozofice, dar și din rațiuni practice. Acum, când n-a găsit niciun sistem de, să zic așa, de educație soluția, n-a găsit. Asta este. Nu văd nici în Olanda. În Olanda văd doar o, să zic, o diversificare mai devreme a elevilor. Adică încerci să-ți dai seama mai devreme, din clasa noua, dacă se poate, cam ce îi place copilului și să încerci să-l aduci în direcția respectivă. Dar altfel nu văd soluția. Dar răspunsul este da. Tu ai mare dreptate. Educația umanistă este necesară. Și educația umanistă e nevoie de ea în știință. Mai este un aspect al științei care mi se pare iarăși foarte, foarte frumos. Și anume că revoluțiile în știință apar când informația cumva este distribuită și ajunge la mai mulți oameni. Pentru că dacă ea rămâne într-un punct, așa cum a spus și Dan, e foarte specializată și ajunge într-un punct, tu ai o revoluție științifică doar dacă în punctul respectiv se găsește omul care trebuie. Altfel nu. Altfel nu este revoluția științifică. Ori este cumva de datoria științei ca să ia elementele esențiale ale științei, oricât ar fi ele de grele, și să le aducă la o masă mult mai largă de oameni, în așa fel încât ele să devină vii. Este ceea ce a realizat și Stephen Hawking prin cărțile lui. Adică a luat acele elemente de găuri negre, multiversuri, mecanică cuantică, în esență, extrem de abstract, extrem de specializate, le-am prăștiat așa ca niște fructe în societate, în speranța că niște tineri mai târziu vor citi lucrurile alea, vor fi impresionate de lucrurile alea și poate chiar vor avea idei. Iar apoi ideile respective vor conduce la o nouă revoluție științifică. Da, mulțumesc, o să mai citesc un comentariu din zona acestei teme. Doamna Magdalena Iacob spune așa: ținând cont de competențele viitorului STEM, cred că trebuie să le gândim mai practic și interdisciplinar la nivel de arie curriculară. Vor fi tot mai puține minți cuprinzătoare ca lui Hawking și trebuie regândit tot sistemul. Doamna Mihaela Iepure spune: da, supra-specializarea creează nișe, uneori necesare, alteori limitative. Până la urmă, omul spre care aspirăm este cel renascentist,
armonios dezvoltat la nivel de cultură. Da, rămânem cu meditația asupra acestei teme, pentru că dacă ne apucăm să dezghiocăm așa, să analizăm la sânge subiectul ăsta, probabil nu vom mai discuta despre altceva. Și eu aș vrea, Dan și Cristi, să mergem spre o întrebare din public. Domnul Radu George Purvu spune așa, întreabă așa, sunteți de acord cu afirmația lui Stephen Hawking în legătură cu faptul că omenirea va avea un răspuns clar la întrebarea cum a fost creat Universul, cum s-a creat Universul în următorul secol, ce măsură împărtășiți sau nu împărtășiți opinia? Sigur că e o întrebare al cărui răspuns cere o doză bună de speculație, dar prin asta e cu atât mai interesantă, aș spune. Cristi, ce crezi? Aflăm nu. Cine e vinovat de toate astea? Ca să da. Spunem așa. Nu, Stephen Hawking povestește în cartea lui că el este în natura lui foarte optimist. Chiar este foarte, foarte optimist. Și avea la un moment dat o predicție în anii 80, cred că o făcea, și predicția era că în anii 2020 se va găsi teoria tuturor lucrurilor, adică teoria care unifică gravitația cu mecanica cuantică, așa numită gravitație cuantică. Ori nu a fost găsită teoria asta și e extrem de greu, extrem de greu acum să vezi cum ar putea să arate teoria respectivă. S-a înșelat atunci, cred că se înșeală și acum. Este natura lui optimistă. Bine, în același timp să nu uităm că Hawking are o părere despre asta. Este acea teorie originală, spun eu, a Universului fără limite, da? Da, care s-ar putea asemăna până la urmă cu o sferă, așa, nu? Unde, deși nu avem de-a face cu o structură nelimitată, e totuși o structură care nu are un capăt. Dacă te plimbi pe o minge, nu o să ajungi niciodată la capătul mingii, decât dacă, cine știe, poți să demonstrezi că mingea este plată, nu? În fond și la urma urmei. Dane, cum vezi chestiunea asta? Eu cred că are dreptate și nu, poate nu în 2020, dar într-un viitor destul de apropiat, cred că ne vom reuși să răspundem la întrebările astea. Ținând cont de tehnologia la care avansează practic văzând cu ochii. Și nu uitați că nu trebuie uitat faptul că din, nu știu, să spunem din anii 70 încoace, deci cale de vreo 30 de ani, tehnologia și toate instrumentele necesare unui studiu aprofundat al Universului s-au dezvoltat foarte mult, foarte mult. Și cu ajutorul acestora, cred că până la urmă vom reuși să răspundem la întrebările astea. Iar Hawking, într-adevăr, ce a spus Cristi, vreau să subliniez și eu, un optimist, aș putea spune, incurabil și este absolut remarcabil în situația lui, un om care a suferit atât de mult, care a fost atât de bolnav și a păstrat simțul umorului și a păstrat optimismul, deși doctorii spuseseră la un moment dat că mai are doar 2 ani de trăit, a trăit totuși până la 76 de ani, ceea ce este absolut remarcabil. Și este un optimist, într-adevăr. Și eu cred că în ritmul actual, probabil e chestiune de ani, până când vom răspunde. Deja se configurează așa, știți, până mai acum, până recent, erau mai multe teorii privind originea Universului. Acum parcă din ce în ce mai mulți oameni de știință se duc către aceeași teorie care, bună, rea, cum o fi în momentul de față, explică totuși mai multe decât altele. Și vorba de teoria Big Bang-ului. Da. Înțeleg și rezerva lui Cristi, pentru că probabil nu vom avea o teorie convingătoare a originii Universului până nu vom avea și o formă convingătoare a gravitației cuantice, adică a unei teorii care să unească cele două mari teorii fizice ale momentului, să spunem și pentru colegii și invitații noștri care nu sunt poate foarte familiarizați cu subiectul ăsta, că practic în momentul de față există două mari teorii concurente care explică cu mare precizie lucrurile. Pe de o parte avem teoria relativității a lui Einstein, care a fost
vreme de 100 de ani confirmată în toate felurile posibile, cu o precizie uriașă, nu? Dacă ne gândim și la descoperirile de la LIGO și așa mai departe, și care explică foarte bine Universul la scară mare. Spunea recent, nu, Vlad Zografi, dădea exemplu acela cu GPS-ul pe care îl folosim noi când ne deplasăm cu mașina, folosește fizică relativistă. Dacă ar folosi fizica newtoniană, ne-ar spune că suntem la Galați când suntem la Târgu Bujor, de fapt. Și iată că Einstein ne ajută să nu ajungem accidental la Târgu Bujor, ca să spun așa. Pe de altă parte, există mecanica cuantică, sigur, care explică lucrurile la nivel subatomic cu o precizie la fel de mare, însă cele două teorii sunt, cel puțin în momentul ăsta, neunificate și, după părerea multor fizicieni, chiar puse pe cadre incompatibile. Marea provocare a fizicii teoretice, probabil în următorul secol, de fapt nu în următorul, în actualul secol, eu sunt încă în secolul trecut, în actualul secol va fi să descopere o teorie unificată care să unească gravitația cu cuantica. Da, e un lucru, cred eu, cât se poate de interesant și pe care merită să stăm cu ochii cu toată atenția. Dacă tot am pomenit asta, haideți să pun o întrebare așa care să spun, poate să creeze un pic de rumoare în public și să stimulăm oamenii să întrebe mai multe lucruri. Dacă, de exemplu, am obține acea teorie științifică convingătoare a începutului lumii, cam în același timp în care, să spunem, Perseverance sau un alt rover marțian, pentru că e o întreagă familie de roveruri acolo pe Marte, chiar am văzut recent o caricatură foarte drăguță cu doi marțieni, unul întreba pe celălalt dacă nu are o planetară ieftină pentru rover. Deci, ce ar fi oare dacă am obține o teorie a gravitației cuantice și un început o teorie a începutului Universului, în același timp în care am găsit, de exemplu, dovezi fosile ale vieții pe Marte? Ar fi asta o lovitură dată mentalului umanității? Ar fi asta un șoc? Pentru că noi, în momentul ăsta, trăim mai mult sau mai puțin conștient în siajul acestei mari idei, că suntem unici, poate chiar rod al creației unei divinități, și că există un loc special pentru noi, iar locul ăsta este Pământ. Care, da, cu siguranță, e special din multe puncte de vedere. Să nu ascundem, Hawking a fost un ateu declarat și, în ciuda faptului că a fost un ateu, a fost un om foarte iubit. Nu știu să fi fost foarte hăituit pentru convingerea asta a lui. Recunosc, întrebarea mea nu are neapărat foarte mare legătură cu talentul de pedagog al lui Hawking, dar sunt cumva curios cum vedeți lucrurile. Ce spui tare? În primul rând, Hawking, ateu declarat, într-adevăr, el credea cu tărie în știință, în legile științei, dar în același timp n-a atacat pe nimeni. Nu a atacat credința nimănui. Sigur. Pur și simplu, el s-a declarat ateu fără să intervină, eu știu, în credințele altor oameni. Și în momentul în care se va reuși, poate, sper, nu știu, unificarea celor două teorii, cea gravitațională și cuantică și mecanica cuantică, cred că ar fi un boom extraordinar, cred că ar fi un șoc extraordinar. Dar, iarăși, cred că șocul ăsta ar fi pentru cei care urmăresc oarecum fenomenul ăsta. Pentru cei care nu au niciun fel de interes și, din păcate, sunt mulți, în sensul ăsta, nu cred că va fi chiar așa o mare descoperire. Să zic, ai, da, și ce dacă? Noi să fim sănătoși. Eu îmi văd de viața mea, de salariul meu, de familia mea, ce mă interesează pe mine că am explicat de unde a apărut Universul și încotro ne îndreptăm. Și oricum, după predicțiile actuale, mai avem de trăit așa vreo 5 miliarde de ani, deci timp suficient. Deci grăbiți-vă să vă rezolvați Da, nu treburile, avem ca să zic probleme și nici nepoții nu o să mai fie peste 5 miliarde de ani. Așa că, װװ││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 
Nu cred că sunt mulți care să-și pună problema în felul ăsta. Dar ar fi într-adevăr un șoc extraordinar, o reușită extraordinară. Asta mi-aduce aminte, Dane, de o scenă celebră dintr-un film al lui Woody Allen, o scenă autobiografică în care micul Woody Allen începuse să refuze să-și facă temele. Și mama l-a dus la psiholog și psihologul întreabă, măi, de ce nu-ți faci temele? Și el spune, păi uite, am citit undeva că universul se îndreaptă spre moarte termică și că practic peste câteva miliarde de ani nu o să mai existe nimic, nimic viu pe lumea asta. Și asta e rezultatul faptului că universul se extinde, la care mama îi spune, universul se extinde, dar tu ești în Brooklyn și Brooklyn nu se extinde, așa că trebuie să-ți faci temele. Deci până la urmă contează, ca să zicem așa, rezoluția, nu? La care privim. Cristi, și pe tine te bântuie întrebările astea mari. Și tocmai poate și de-aia am pus întrebarea asta. Ce spui? Cum vezi viitorul lucrurilor? Da, bine, sunt de acord cu ce spune Dan, că lumea nu este interesată de așa ceva și n-a fost interesată nici pe vremea lui Socrate, pe vremea lui Aristotel, pe vremea lui Platon. Au fost întotdeauna doar câțiva oameni, în societate care au purtat marile idei. Numai că ceea ce a gândit ei a schimbat mai târziu societatea. Ori, societatea, cred eu, actuală se confruntă oarecum cu o problemă, pentru că a fost o societate religioasă până cu mult timp. Până cu câteva sute de ani, să spunem, în urmă, care odată cu știința s-a trezit că unele lucruri nu se potrivesc în imaginea de lume, din lume în care ea s-a trezit. Și, de exemplu, dacă ne uităm la creștinism, un pillar, cum zic englezii, deci un lucru central în creștinism, este omul. Omul este central în creație. Ori ce vine știința și spune? Spune că de fapt omul este o ființă pe o planetă oarecare din foarte multe planete, iar mai mult că omul a evoluat din niște ființe și dacă duci linia asta, să zic așa, genealogică înapoi, ajungi la un paramecium sau nu știu ce bacterie. Și bineînțeles că dacă nu te gândești la lucrurile astea, totul este ok, dar asta are un impact în societate. Și impactul acesta se vede. Ori tu te refereai la întrebarea asta. Domnule, ce a fost înainte de Big Bang? Cum a apărut Universul la Big Bang? Dacă a fost ceva înainte și așa mai departe. Ei, putem să găsim o linie genealogică a Universului. Așa cum a fost acea linie genealogică a omului, în care am ajuns, să spunem, la o bacterie anumită, putem să găsim, prin intermediul gravitației cuantice, știi, dacă reușim să rezolvăm ecuațiile respective, să vedem că în spatele Big Bang-ului se află un alt univers. Și putem să descoperim tot prin intermediul gravitației cuantice, dacă se potrivesc ecuațiile, dacă și teoria inflației este adevărată, că mai există miliarde de miliarde de multiversuri. Și prin multivers înțelegem ceva ce e atât de departe că nu putem vedea și cel mai probabil nici nu se poate vedea pentru că nu putem să depășim vitezele luminii. Nu putem să depășim viteza luminii. Deci multe, multe, multe miliarde de miliarde de universuri. Și asta face omul deja, cât era el săracul de mic în tot universul ăsta, îl face și mai mic decât era înainte. Și în sensul ăsta eu cred că va avea un impact asupra societății. Ideile astea la un moment dat vor răbufni în societate, pentru că până la urmă omul prin natura lui își pune problemele acestea fundamentale. Chiar dacă viața de zi cu zi ne ia dintr-o parte în cealaltă, chiar dacă ne folosim de divertisment, de multe ori ca să uităm de problemele astea, în orice caz ne ajută și divertismentul și lucrurile celelalte ne ajută efectiv să nu ne punem problemele astea fundamentale ale vieții. Dar atunci când ți le pui, realizezi, să zic așa, magnitudinea problemei. Deci dacă mă întreb pe mine, dacă se va descoperi gravitația cuantică și se va descoperi că au existat alte universuri înaintea universului acestuia, se va dovedi efectiv, fără niciun fel de dubiu, că există alte multiversuri. Asta la un moment dat va avea impact asupra civilizației omului. Cristi, apropo de ce ai spus, am făcut o conexiune cu o carte pe care am citit-o foarte recent. Mă refer la geneza lui Edward Wilson,
una dintre cele mai recente apariții din colecția de știință ale Turi Humanitas. Și Wilson spune acolo o chestie, Wilson, părintele sociobiologiei, da, și unul dintre marii cercetători în domeniul sociobiologiei, spune o chestie care mi s-a părut foarte interesantă, și anume că din cercetările care se fac azi, inclusiv asupra unor populații puține la număr, care mai păstrează structura aceea de trib, de vânători cu legători, se constată o discrepanță între felul în care oamenii comunică în timpul zilei și felul în care comunică, de exemplu, seara în jurul focului, să spunem așa. Există o ipoteză în sociobiologie că aceste povești, shared stories, puse în jurul unei vatre comune au fost foarte, foarte importante pentru socializare. Așa, în paranteză fiind spus, e unul din motivele pentru care eu nu sunt așa de pornit împotriva bârfei. Știți, toată lumea e scandalizată de bârfă, bine, de bârfa celorlalți, nu de cea proprie. Toată lumea e scandalizată de bârfă, dar bârfa a avut un rol foarte important în coagularea societăților umane, pentru că bârfa e o modalitate de a duce vorba și de a informa pe ceilalți membri ai grupului despre ce se întâmplă în grupul respectiv. E, până la urmă, o primă formă de internet. Ei, Wilson spunea că poveștile alea care se spun seara sunt despre lucrurile importante. Despre cum s-a supărat nu știu ce zeu astăzi, ce am putea să facem să-l îmbunăm, sau despre ce isprav a făcut nu știu ce membru care, uite, era să moară azi la vânătoare, dar a scăpat și așa mai departe. Comunicarea din timpul zilei, în schimb, este pragmatică. Dă-mi aia, adu-mi aia, ai hrănit porcul, n-ai hrănit porcul, da, și așa mai departe. Ai semnat condica la serviciu, asta a fost așa inside joke puțin, ai semnat actele, rapoartele, ai făcut planificările. Ok, dar seara când ne adunăm, discutăm despre marile întrebări. Și cumva, Cristi, am spus chestia asta ca să-ți dau dreptate. Adică, probabil în timpul zilei nu o să ne punem marile întrebări, dar uneori seara și când s-au închis toate luminile și oamenii dorm, o să ne punem marile întrebări. Dostoevski cred că e cel care spunea că oamenii cred mai ușor în Dumnezeu noapte. Da. Da, te rog. O să-ți dau dreptate și eu o să amintesc și un lucru pe care cercetătorii îl folosesc foarte, foarte des. Și anume îi spun așa că marile idei vin la mașina de cafea. Atunci când cercetătorii ies din laboratoare, din sistemul formal, să spun așa, și stau la o cafea și pur și simplu fac așa o mică bârfă, să zic așa, științifică, și își permit să iasă din sistemul formal. Și acolo vin marile idei, marile revoluții. Ți-am dat dreptate. Mulțumesc. Nu se întâmplă chiar în fiecare zi, așa că mulțumesc. O întrebare de la domnul Antonio Enache Pârâ, care întreabă așa și spune așa. Teoria univers egal cu un program de calculator și o entitate care este programator. Ce părere aveți despre ideea asta? Programatorul a făcut toate legile universului, legi care nu se aplică și lui, și în același timp acest programator poate interveni oricând e nevoie. Sigur, ideea are o doză mare de speculativ, însă trebuie să spunem că teorii asemănătoare sunt susținute azi de teoreticieni cât se poate de respectabil. Da? Să dau un singur nume, Nick Bostrom, filozoful australian de la Oxford, care a propus o celebră teorie a simulării, arătând nu că am trăit într-o simulare de computer, dar că posibilitatea nu e deloc neglijabilă în termeni statistici. Poate că, până la urmă, nu, legile Universului sunt linii de cod. Cristi? Nu, poate Dan vrea să spună. Dan, vrei Dan, tu să începi, Dan? E obligatoriu. Te ascultăm, Dan. Te ascultăm. Nu, eu nu cred așa ceva. Adică mi-e greu să accept faptul că tot ce ține de univers, de aceste mari întrebări pe care le-ai spus tu mai devreme, ar fi linii de cod într-un program. Mi se pare un pic conspiraționist așa și nu cred că se potrivește cu ceea ce vrea Hawking și cu ceea ce a făcut Hawking.
ca să mă refer numai la Hawking. Mie mi se pare că este un aspect aici care este foarte puternic. Nici eu nu cred în teoria simulării. E clar, sunt un om, trăiesc într-un cosmos. În schimb, aspectul care este foarte, foarte puternic și de fapt de unde pornește teoria simulării, pornește de la faptul că fiecare pixel al spațiu-timpului sau al spațiului, dacă vreți, are el încastrat legile fundamentale ale fizicii. Deci și aici am legile electromagnetismului, legile gravitației, și aici am legile electromagnetismului și legile gravitației peste tot. Și că într-un anume fel trăim într-o țesătură a timpului, a spațiului, pardon, și chiar o țesătură a timpului, ar spune Einstein, deci trăim în această țesătură a spațiu-timpului în care în fiecare zonă legile sunt scrise și lucrurile, materia, se comportă conform acelor legi. Și nu altele. De asta ne lovim zilnic. De fiecare dată, de exemplu, când, știu și eu, suntem bombardați de o anumită radiație, da? Radiația respectivă își urmărește legile și ajunge la noi. Virusul, COVID-ul, este tot un rezultat al acestor legi. Nu este o simulare pe undeva într-un computer, nu. Virusul respectiv are legile încastrate în spațiu, da? Și el se deplasează, reacționează, ai legăturile chimice pe care le face și așa mai departe. Și ajunge la noi și ne face rău, urmând aceste legi care sunt încastrate în spațiu-timp, care efectiv sunt în țesătura spațiu-timpului. Aici este, cred că, punctul de plecare al teoriei simulării, dar eu mă opresc aici, adică nu merg, sunt de acord cu, da, nu merg mai departe. Dar e important să știm lucrurile astea. De ce e important? Pentru că să fim conștienți de faptul că suntem vulnerabili în această țesătură a spațiu-timpului. Oricât ne dorim sau credem sau vrem sau visăm în jurul focului că suntem niște ființe spirituale care ne dorim absolutul, ne dorim cunoașterea, ne dorim dragostea și așa mai departe, suntem ființe spirituale care trăiesc în această matrice a spațiu-timpului și matricea spațiu-timpului o să-și aplice legile respective, indiferent de poeziile pe care le scriem noi, indiferent de poveștile pe care le scriem noi. Și dacă nu suntem atenți, la un moment dat, într-adevăr, ne va face rău, pentru că își urmează pur și simplu legile respective. Deci, în sensul ăsta, se vede și vulnerabilitatea omului în cosmos. Și mai mult decât vulnerabilitate, cred că se mai vede ceva. Cred că se mai vede și statutul ăsta foarte complex și ambivalent până la urmă al ființei umane. Pentru că ambele lucruri sunt în fond la fel de omenești. Și tendința noastră de a ne înconjura de tehnologie, de exemplu, pentru a reuși să facem mai bine față lumii în care trăim, dar și tendința de a visa și de a privi în sus, pe care Hawking o laudă și pe care o consideră ca fiind vertebrantă și profund umană. Dar în același timp, aceste două niveluri pot ajunge oarecum în conflict, pentru că vedem, de exemplu, că uneori partea asta empirică, omenească, biologică, fizică, fiziologică, spuneți-i cum vreți, a existenței umane, este contestată în numele unor idei spirituale și culturale, da? Dar și invers, dar și invers. Ajungem să nu mai ridicăm ochii din empirie și din pământ către lucrurile care ne dau sens. Și eu cred că buna umanitate este exact cea care reușește să găsească un echilibru între cele două. Ca să fiu un pic mai concret și să nu țin lucrurile la nivelul ăsta quasi abstract, aș spune, gândiți-vă apropo de exemplu virusului, că tot l-ai dat tu, Cristi, drept exemplu. Indiferent de poveștile noastre, virusul o să-și facă treaba. Adică o să te infecteze dacă are ocazia, indiferent că tu ești hegelian, că ești, știu eu, rastafarian, că practici budismul și așa mai departe. Pentru că acel corp, organismul ăla al tău și legăturile chimice care îl fac este indepasabil. Ești asta, ești și asta, da? Cum spuneau vechii hinduși. Ești și asta. Tatvamasi, nu era în sanscrită. Mă adresez așa publicului vorbitor de sanscrită în seara asta. Numeros de altfel. Numeros de altfel, da, foarte numeros.
Și în același timp, de multe ori, uite, refuzăm să vedem realitatea asta de jos, în numele unor idei de sus. Nu, nu se poate să se întâmple așa ceva, nu, da, așa ceva nu există. Vorba țăranului când a văzut girafa prima oară. Așa ceva nu există. Ei, iată că, există. Și apropo că dacă tot am pomenit asta, să spun și treaba asta, apropo de ideea asta că, domnule, avem tehnologie, dar ea ne îndepărtează de natură, da? Și toate remediile astea tehnologice nu sunt naturale, e cât se poate de amuzantă, din punctul meu de vedere. Pentru că Homo sapiens este o ființă tehnologică. Și o ființă tehnologică de la toporul din piatră. Să știți că nu crește în copac, nu există arborele de topoare din piatră. E o tehnologie acolo. Și asta am făcut. Noi suntem niște ființe fragile și slabe, dar extrem de deștepte. Și cumva ăsta este pariul nostru, nu? Evoluționist. Încă o întrebare dinspre cei care ne urmăresc. Tot domnul Purvă întreabă așa. E o întrebare aproape metafizică, așa, dar cred eu interesant. Cum ați explica în cuvinte simple acel nimic pe care îl teoretizează Hawking că ar fi fost înainte de Big Bang? Și ce părere aveți despre imposibilitatea existenței unui Dumnezeu care să fi creat Universul? Pentru că prealabil acelui moment nu există timp, deci o ființă dumnezească nu ar avea timp să creeze Universul. Vă cer să fiți un pic medievale, așa, în sensul că, uite, de la din nevul mediu se întrebau frecvent, oare cum a gândit Dumnezeu când a creat Universul? Da. Aș răspunde scurt, așa, pentru că Hawking nu încerca să definească nimicul. Nu spune, înainte de Big Bang, există nimic. Cumva spune, cum numai noi în limba română avem. Înainte de Big Bang nu există nimic. Pentru că noi avem această dublă negație. În limba română. Asta înseamnă că nu vrem să definim nimicul. Nu există nimic, adică pur și simplu nu avem despre ce să discutăm. În sensul ăsta spune și Hawking despre nimic. Și în sensul ăsta cred că nu e nevoie să mai cauți vreo definiție dacă e să rămânem la Hawking. E o poziție a ceea ce există, dar nu e un lucru, nu trebuie să-l definești. Dar tu știi mai bine, Doru, că ești filozof. De tocmai meseria mea e să nu știu prea multe. Dane? Asta este strict punctul de vedere al lui Hawking. Despre asta discutăm noi astăzi, acum, despre Hawking. Din punctul lui de vedere, inițial totul a pornit de la acest punct de singularitate, adică un punct de densitate infinită, din care dintr-o dată a explodat. Și înainte de acest punct, nu exista nimic. Timp, nu exista spațiu. Au apărut odată cu acest Big Bang. Asta este teoria lui. Cum am spus și mai devreme, niciodată Hawking nu a atacat pe cei care credeau altceva. Că, uite, poate că înainte de acest Big Bang este Dumnezeu care a creat acest Big Bang. El s-a mulțumit doar să spună că, după părerea mea, deci din punctul meu de vedere, totul a pornit de la acest punct cu o energie fantastică, cu o temperatură infinită, cu o densitate infinită și de aici a început totul. Mai departe sunt speculații pe care fiecare le face cum crede el. Ca să citesc pe Nichita Stănescu, o muri și o vedea la un moment dat. Cum stă treaba. Da, sperăm că nu o să murim, doar o să vedem. Bine, nu. Da, dar știi, Doru, ăsta este un exemplu de povești la foc, știi? Pentru că poveștile astea de care voi vorbești tu seara la foc sunt cele care îi dau încredere omului că el poate să înțeleagă cu mintea lui absolut totul. Știi? De acolo vine. Pentru că ai putea să spui, mă, știi ceva, mintea omului nu o să înțeleagă niciodată treaba asta. Deal with it. Trăiește așa. Punct. Și dacă e să fim realiști, Cristi, chiar aș spune că în momentul ăsta există mari dubii, cel puțin printre unii teoreticieni, că vom putea înțelege niște lucruri. Gândiți-vă
numai la, de exemplu, la Sabine Hosenfelder, nu? Care i s-a tradus și în românește o carte, care e unul dintre teoreticienii care spune exact ce zici tu, bă, băieți, s-ar putea să nu avem cum să aflăm totul. Și din motive cât se poate de clare, un exemplu, ar fi nou descoperirea particulelor superparteneri, de pildă, care ar fi importantă ca să ne dăm seama dacă anumite teorii din fizică la care se lucrează de vreo 30 de ani au vreo bază fizică sau nu. Ei, problema e că e foarte posibil să ne trebuiască niște acceleratoare de particule care să aibă nevoie de energie ca încât produce tot sistemul solar. Ori, ce să vezi, ar putea fi o mică problemă tehnică în realizarea unui astfel de accelerator. Pentru că l-am pomenit mai devreme pe domnul Părău și am citit întrebarea, mă simt dator să citesc și comentariul pe care l-a pus domnul Părău mai devreme, și ne spune așa dânsul: nu m-am referit la simulare, totul e real. Mă refer la faptul că toate legile pe care noi le observăm sunt făcute de o entitate, ci că aceste legi nu îi se aplică și entității. Da, e o veche problemă filozofică asta până la urmă, dacă Dumnezeu, odată ce a creat o piatră, mai poate modifica și gravitația, mai poate modifica legea gravitației sau trebuie să îi se supună și el. Și sigur, medievalii creau tot soiul de paradoxuri și de întrebări interesante, de exemplu, dacă Dumnezeu poate crea o piatră prea grea ca să o ridice chiar și el. Pentru că dacă poate crea așa ceva, atunci Dumnezeu nu este atotputernic, pentru că, iată, există o piatră pe care nu poate să o ridice, există ceva ce nu poate. Iar dacă nu poate să o creeze, atunci iarăși nu este atât puternic, pentru că, iată, există ceva ce nu poate crea. Sigur că toate astea poate să pară așa niște jocuri de cuvinte, însă în același timp sunt povești fondatoare pentru umanitate, sunt povești de cura focului, așa cum le-am zis mai devreme, și cred că ele au rost și cred că au un rol în faptul că de-a lungul generațiilor am tot reușit să ne pasăm până la urmă marile întrebări. Și am reușit cumva să ne pasăm entuziasmul și convingerea, care e o convingere, eu cred că e o credință, nu neapărat o convingere rațională, că le putem răspunde. Da, Doru, m-am întâlnit odată cu un profesor foarte cunoscut din Anglia, care era specialist în neuroni. Știa totul despre neuroni, a venit să țină o conferință, m-am dus la el personal să-l întreb după conferință și am stat de vorbă pentru că am vrut să știu părerea lui ce e conștiința. Și la care el a început să râde și a spus, a, zice, nu, că de asta nu am timp, eu trebuie să studiez neuronii, zice. După ce ești la pensie o să mă întreb și eu și o să studiez ce este conștiința, știi? Deci omul prins în cercetările și în viața de zi cu zi a amânat cea mai importantă dintre marile întrebări, să spun așa, a amânat-o după pensie. Și pentru că editura Humanitas e unul din partenerii întâlnirii din seara asta, și pentru că a venit vorba despre problema conștiinței, Cristi, să spunem că următoarea carte din colecția de știință care stă să apare e chiar o carte dedicată conștiinței la Humanitas și eu unul abia o aștept, poate chiar îi facem o discuție, o lansare aici la CCD Galați Live, ca să spunem așa. Mergând un pic și spre tema aceasta a lui Hawking, sau revenind un pic și la tema aceasta a lui Hawking ca pedagog, te-aș întreba, Dane, dacă ar fi să-l aducem mai mult în clasă, practic, știi obsesia asta și dorința asta a tuturor profesorilor din România de a afla lucruri practice. Dom'le, cum fac? Bun, foarte frumos, dar cum fac? Cum mă duc eu în sala de clasă? Îl putem folosi pe Hawking ca să ne facem orele mai atractive sau mai interesante în sala de clasă? Tu cum faci? Știu că atunci când nu era pandemie, ai ajuns prin presă, ai ajuns așa foarte cunoscut pentru ce făceai tu în sala de clasă. Ce făceai? Dădeai foc la lucruri, explodai. Da, printre altele, dar nu eu. Mărturisesc că nu eu, nu. Eu doar am stins focul.
Eu mențin ce am spus și mai devreme, mențin părerea. Pe mine nu mă interesează să fac fizică adresată doar celor 2, 3, 4, 5 elevi din clasă. Pe mine mă interesează să fac fizică pentru toți elevii clasei. Și în contextul ăsta, Hawking ar fi mai mult decât binevenit. Pentru că, am mai spus asta, cred, Hawking avea un talent absolut remarcabil să facă lucruri foarte complicate, să le pună într-un limbaj extrem de simplu. Am fost curios după ce am citit cartea, am fost curios să aflu mai multe și am văzut că Hawking are și o serie de filme, pe lângă faptul că a apărut ca dovadă a simțului umorului extraordinar pe care l-a avut, a apărut în familia Simpson, s-a apărut în Big Bang Theory, a apărut în Star Trek. Star Trek. În Star Trek era la o masă de poker cu Einstein și cu nu mai știu cine mai era, parcă. Cred că ar fi personajul perfect pentru a face știința mai accesibilă. În filmele astea pe care le-am văzut și eu, și-a ales niște voluntari, de obicei cam asta era scenariul, voluntari pe care îi plimba din loc în loc ca să răspundă exact la aceste mari întrebările pe care le-ai spus tu mai devreme. Și îi ajuta să înțeleagă ei singuri. De exemplu, i-a dus într-o sală de atletism. Acolo a pus niște studenți, probabil, să alerge într-un anume fel și de aici au tras concluzia că galaxiile se îndepărtează diferit, cu viteze diferite. După aceea i-a dus pe o pistă de viteză ca să vadă efectul Doppler, să vadă deplasarea spre roșu descoperită de Hubble. Și în final i-a dus, asta a fost scena finală, memorabilă, cred, i-a dus într-o sală unde era doar unde nu era decât un panou cu niște luminițe, cu niște LED-uri și peste acel panou au suprapus alt panou. Și cei trei voluntari și-au dat seama că singuri, deci fără nicio intervenție din exterior și nu erau profesioniști între ale fizicii, să spunem. Și-au dat seama că de fapt universul este peste tot, iar începutul universului este peste tot. Totul este chestiune de perspectivă, cum vezi lucrurile. Ușurința cu care a făcut acești voluntari să înțeleagă lucrurile astea esențiale, fundamentale, mie mi s-a părut extraordinară și l-aș dori oricând la mine la oră. Eu, vorba lui Cristi, îți dau dreptate data asta. Personal, sunt un fan al ideii că putem folosi tot ceea ce este în jur, dacă avem suficientă imaginație și, până la urmă, da, și dacă știm suficient de multe lucruri. Mi-aduc aminte de o scenă care mi-a rămas în minte, am folosit-o și eu pe elevii mei de mai multe ori de-a lungul timpului, un profesor de la facultate, care pur și simplu a întins mâna și a izbit ușor peretele cu palma. Și mi-a întrebat de ce mâna a trecut atât de ușor prin aer, dar n-a trecut și prin perete. Și mi-am dat seama atunci că, bun, răspunsul nu e vreo mare, cum să spun, vreo mare enigmă, dar atunci mi-am dat seama că poți să întrebi, să pui întrebări fundamentale dând cu o palmă în perete și nimic mai mult, da? Decât atât. Că nu e nevoie să ai dispozitive extraordinar de complicate, că nu e nevoie să ai neapărat foarte multe lucruri la îndemână ca să poți să pui întrebările așa cum trebuie. Pe de altă parte, recunosc eu ca, mă rog, profesor, hai să spunem ca pedagog, deși nu știu dacă am ajuns la nivelul de a mă numi un pedagog, dar profesor, cel puțin spune diploma, hârtia că sunt. Ca profesor și mai ales ca profesor care nu încearcă să nu gândească ideologic, să nu se închine niciunei idei care nu are neapărat foarte mare fundament științific, eu mărturisesc că sunt un pic îngrijorat de starea curiozității, ca să spunem așa, la mulți dintre reprezentanții generației tinere. Pentru că profesorul poate face minuni atât timp cât există o disponibilitate și o deschidere a elevului lui
pentru lucrurile care sunt aduse în discuție. Și sunt de acord că de foarte multe ori disponibilitatea asta poate fi câștigată prin felul în care tu faci ofertă. Sunt absolut de acord cu lucrul ăsta. Că dacă tu vii cu o ofertă interesantă și generoasă, foarte mulți elevi vor răspunde. Însă, în același timp, nu pot să văd și reversul medaliei, și anume că trăim, poate, sau poate că e doar impresia mea, o să vă cer părerea în legătură cu asta. Poate că trăim un soi de amurg al curiozității. Ideea este că atunci când eu mă întreb de ce nu trece mâna prin perete, pot să am elevul care să spună: da, mă, chiar, nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Oare de ce trece prin perete? Sau elevul care să spună: băi, nene, mă tai prea mult timp liber. Eu am bacul, am admitere, n-am eu timp. Și dacă nu trece, ce? Asta e, get over it. O să vedem pe unde trece. Cum vedeți lucrurile? Sunt eu prea negru în felul în care văd lucrurile? Le văd prea gotic, așa, prea noir? Sau chiar avem o problemă? Aș vrea să revin puțin la ce ai spus tu mai devreme, apropo de cu mâna dată în perete. Eu îi pun pe copii să intre în perete și să uită foarte candizi așa la mine: dar cum să intru în perete? Hai, intră în perete. Uite, dacă intri în perete, îți dau un 10. Pentru un 10 știm foarte bine ce în stare să facă elevul român. Constată că nu, evident că nu are cum să intre în perete. Eu cred că copiilor trebuie să le stârnești curiozitatea. Și în orice copil există un dram de curiozitate, cel puțin. Uneori curiozitatea asta este axată pe, nu știu, pe partea tehnică, să spunem. Pe device-urile lui. Este curios că, nu știu, are telefon mobil și ar vrea să afle cum funcționează. Ca principiu, bineînțeles, că nu ne apucăm acum să facem toată teoria telefonului mobil. Dar dacă știi să canalizezi curiozitatea asta spre ceea ce vrei tu să obții, cred că se poate. Cred că încă ar fi răspuns din partea copiilor. Pe de altă parte, am și o oarecare îndoială în privința asta, pentru că vă spun din experiența personală. Eu am un. La o clasă predau un curs de STEM. Și STEM însemnând știință, tehnologie, matematică, știți foarte bine. Câtă vreme a fost, nu știu, am discutat despre știință, despre tehnologie, despre inginerie și despre lucruri de felul acesta, erau și nu prea erau. În momentul în care am ajuns la partea de calculator, cu tot ce înseamnă calculatorul, tot, programare, cod binar, deci toate cele amănunte, dintr-o dată interesul lor a crescut. Deci, într-un fel, se confirmă că dacă știi ce îl interesează, poți să obții niște rezultate. Pe de altă parte, raza asta de interes a cam scăzut. Și copilul este interesat de mai puține lucruri decât, eu știu, ar trebui. Cristi, mă interesează și părerea ta vis-a-vis de întrebarea asta, dar înainte să te las să răspunzi, uite, o să adaug un comentariu. Știu că te preocupă și problema școlii românești ca, mă rog, structură instituțională. Și doamna Viorica Stănescu spune așa: starea curiozității, ce facem cu planurile cadru și programele școlare? La noi, în clasa a 12-a, sunt 14 discipline. Poate fi și ăsta unul dintre motivele pentru care găsim mai puțină disponibilitate uneori decât ar trebui. Și într-adevăr observăm chestia asta în special la clasele mari, la clasele de 12. Ce crezi? Da, răspunsul meu e da. Eu m-am văzut asta foarte bine la copiii mei, care trăiesc în Olanda, apropo, nu în România, dar care bănuiesc că suferă de aceeași problemă. E foarte mult de învățat la școală. Adică sunt zile în care vin foarte obosiți acasă. Abia așteaptă să se relaxeze și ei, să dea drumul la un telefon mobil, să mai facă ceva. Asta este o problemă fundamentală care nu e rezolvată pe niciunde în lume, că am vorbit despre asta la început. Este foarte multă informație, nu numai de tipul cele științifice, de tipul celei civice, de, știu și eu, de limbi străine, de ce ai vrea tu.
Și atunci cum facem? Cum avem un sistem de educație în care informația care ajunge este suficientă cât să fie înțeleasă, nu este aruncată așa de multă încât nici nu mai ai timp să o mai înțelegi. Deci pur și simplu ai timp să stai la lecția respectivă și să înțelegi, dacă vorbim de Newton, să înțelegi ce a vrut să zică Newton cu mărul ăla lui. Deci, pe de o parte să ai timp ca să o înțelegi și pe de altă parte să fie relevantă pentru tine. Iar curiozitatea este parte din problemă, pentru că dacă ești curios despre subiectul respectiv, așa cum spunea și Dan, este relevant pentru tine și asimilezi mult mai repede. Este o motivație intrinsecă. Acum, trebuie să zic cu curiozitatea. Eu mi-am făcut școala în vremea comunismului și eram în mod natural curios pentru că nu era foarte multă informație. Și în momentul când era informația, când mai apărea câte o carte bună, păi se dădeau cărțile bune, se dădeau pe sub mână atunci. Adică pur și simplu trebuia să fii prieten cu doamna librar ca să obții cartea respectivă. Plus că multe informații erau ascunse. Adică dacă mai ajungeai și la informațiile alea ascunse, deja aveai un mare, mare câștig. Deci, într-un astfel de sistem în care nu prea era informație, să zic așa, era o foame de informație, da, curiozitatea se hrănea și se hrănea foarte bine. Curiozitatea există și astăzi și copiii și-o satisfac. Dar există foarte multă informație și aici intervine, de fapt, problema și anume canalizarea curiozității. Și iarăși mă întorc la Dan. Pentru că ce se întâmplă? Există foarte multe canale de YouTube și ești curios de cum funcționează calculatorul. Te uiți pe canalul respectiv, după care afli că te uiți că în partea dreaptă este un thumbnail, așa, o poză cu istorie, cu samurai, să spunem. Și ești curios, au, dar cum era cu samuraia? Ce poți? Și mai apeși acolo pe butonul respectiv. Și după care iarăși îți mai apare ceva pe ecran, o altă curiozitate din altă parte. Și ajungi să, cum să zic eu, să iei curiozitățile, să afli despre ele. Numai că nu le încadrezi, nu le canalizezi, nu le pui într-o hartă mai mare. Pur și simplu ți-ai satisfăcut curiozitatea și dacă te întreabă cineva peste 2 zile, nu mai știi nimica. Pentru că informațiile astea trebuie aduse și ca fiecare piesă de puzzle trebuie să le așezi în puzzle-ul mult mai mare. Și asta este o problemă, încă o dată. Deci, eu nu împărtășesc părerea ta că nu, poate nu mai există sau generația asta nu mai e curioasă. Este curioasă, doar că problema principală este canalizarea curiozității și cum să zic eu, construirea acelui sistem, să spun așa, care în mare te face să înțelegi măcar esența lucrurilor, după ce ai parcurs procesul respectiv, bineînțeles. Gândesc că e unul din motivele pentru care supra-specializarea asta și felul ăsta pe care l-ai descris foarte, foarte sugestiv, așa și plastic, de trecere de la un topic la altul, mă gândesc că e unul din motivele pentru care ajungem la teorii de astea, nu? Despre dacii care au inventat iPhone-ul în peștera de sub nu știu unde. Pentru că dacă doar e adiție de informație și nu e o punere în puzzle și în context, putem să ajungem și la chestia asta. Bine, acum n-aș vrea să se înțeleagă că eu sunt ăla care n-are încredere în potențialul generației actuale. Eu prefer să fiu cumva baba aia superstițioasă a familiei, care ne spune, maică, dar dacă acolo e o problemă. Și prefer să mă înșel în toate privințele astea, să nu fie nicio problemă. Dar curiozitatea Cristi, cum spunea cineva zilele astea, are foarte multe precondiții. E mult mai ușor, de exemplu, să fii curios și receptiv dacă, știu eu, ești liniștit acasă, dacă ești bine hrănit, dacă ai acces la cărți, dacă ai acces la educație. E mult mai ușor să cultivi curiozitatea. Tot pomenea cineva în comentarii piramida lui Maslow. E un pic mai greu poate să te lași, știu eu, impresionat de cerul înstelat de deasupra când problema ta e că n-ai mâncat de 48 de ore ca lumea sau n-ai electricitate, de exemplu. De aia cred eu că probabil unul din rolurile fundamentale ale noastre la nivel de societate e să asigurăm condițiile de bază tuturor copiilor pentru a avea până la urmă acces la dispoziția și starea aia care să permită educația. Bine, cred că se poate
ajunge la probleme știm prea mult bine, ca să zic așa, pentru că dacă lucrurile vin foarte handy, așa, foarte la îndemână, iarăși e posibil, e posibil să apară o estompare a curiozității. Tot doamna Viorica Stănescu spune, da, generația actuală este curioasă, primesc multe întrebări, rezolvăm probleme diferite la fizică, au voie cu formule și cu caietul în față, îi încurajez să caute relațiile matematice de care au nevoie. Bravo! Mi-aș fi dorit sincer să fiu și profesoara mea de fizică în liceu, să ne dați voie cu formulele și cu caietele în față. O întrebare de la cineva. Îmi cer scuze, înțeleg că am pocit așa niște nume. Domnul Pârvu e de fapt domnul Pavel, dau un miel, da? Radu, dau un miel, 2, 3, cât e nevoie. Dar zoom-ul nu mi-arată decât P, știi? Și nu știu de ce în capul meu P-ul ăla venea de la P. Dacă te consolează cu ceva, mie profesoara mea de română mi-a spus tot liceul Vlăduț, pentru că în catalog scria Valentin. Dar jur, 4 ani mi-a spus Vlăduț. Întreabă cineva pe nume Blănaru, nu știu dacă e o doamnă sau un domn, dar întreabă așa, ce părere aveți despre nou telescop care e mai puternic decât Hubble? Da? Ce oportunități oferă? Cristi, cred că ție ți se adresează în primul rând întrebarea asta. Da, o să răspund pe scurt. Bănesc că e vorba de James Webb Telescope, Dan? Cred că despre el este vorba. Acel telescop care, așa cred și eu, care se uită în spațiu și în infraroșu. Și, și... Da, și radiație X. Și eu cred că asta este vorba. Sau celălalt telescop, nu știu, îmi scapă numele acum, primul telescop care a făcut o poză a unei găuri negre. Nu știu la care se referă. Radiotelescop. Acela a fost un radiotelescop. Radiotelescop. Da, da. În general, lumea se referă la James Webb telescop. Și da, el are avantajul ăsta că poate să vadă în infraroșu. Și e foarte bine că poți să vezi în infraroșu, pentru că poți să vezi foarte departe. Pentru că noi știm, universul este în expansiune și cu cât lucrurile sunt mai îndepărtate, cu atât se îndepărtează mai mult de noi și cu cât sunt mai îndepărtate, cu atât ne vine lumina de la ele mai târziu. Deci dacă vedem o galaxie care este la 10 miliarde de ani lumină, o vedem așa cum era în urmă cu 10 miliarde de ani, pentru că luminii i-a luat 10 miliarde de ani. Deci, dacă te uiți la o galaxie care este la 10 miliarde de ani lumină depărtare, atunci când Universul nu avea decât 3 miliarde de ani, o vezi cum era atunci în tinerețe, când avea doar 3 miliarde de ani. Doar că, datorită expansiunii, lumina care vine de la tine este deplasată spre roșu. Cu cât e expansiunea mai puternică, cu atât e mai mare deplasarea și atunci lumina ajunge în infraroșu. Deci, ca să vezi galaxia respectivă, o vei vedea în infraroșu sau, cu alte cuvinte, ai nevoie de un telescop în infraroșu. Și asta face James Webb. Față de Hubble, are capabilități mult mai puternice de a vedea foarte bine în infraroșu și de a se uita astfel nu numai în depărtare, dar și în istoria Universului la începutul Universului imediat după Big Bang. Da, a scris doamna Blănaru. Este James Webb, da. Acela, da. Rezolvându-ne cumva... Imediat. A reușit să facă, sau e la începutul, să spunem, o harta Universului, ceea ce este un lucru extraordinar. Tot așa, prin metoda asta infraroșilor. Da. E, ca să zic așa, great time to be alive, nu? Ca să spunem așa, din punctul ăsta de vedere, chiar mă gândeam și le spuneam la un moment dat elevilor mei, urmăream o pagină pe Facebook care făcea un soi de rezumat așa al descoperirilor din știință din săptămâna respectivă și descoperirilor remarcabile și demne de pomenit, sau mă rog, care treceau de selecția respectivă și mă gândeam că literalmente azi descoperim săptămânal mai multe lucruri decât au fost descoperite în tot secolul XVI, de exemplu, din punctul ăsta de vedere. Bine, n-am ales bine secolul XVI, care a fost un secol relativ bogat în descoperiri, dar hai să spunem secolul XII, da? Uite, ca să fiu sigur că nu greșesc.
Da, încetul cu încetul ne apropiem de finalul întâlnirii din seara asta și aș vrea să vă citesc un fragment. Și cât timp o să citesc eu fragmentul ăsta din cartea lui Stephen Hawking, vă rog și vă provoc în același timp, dacă vreți să adresați o ultimă întrebare invitaților noștri din seara asta, să vă gândiți și să-i întrebați. Și cât vă gândiți, aș vrea să vă citesc un paragraf, este chiar paragraful final al cărții. E carte, nu e film, vedeți, unul din avantajele cărții față de film e că e greu să faci spoiler. Nu fac un spoiler, însă vreau să vă citesc acest paragraf pentru a vă da o idee despre profunzimea, frumusețea și intensitatea acestui text până la urmă. O lume în care doar o elită minusculă poate înțelege știința avansată și tehnologia, va fi, după părerea mea, o lume periculoasă și limitată. Mă îndoiesc că proiectele strategice benefice pe termen lung, cum ar fi curățarea oceanelor sau vindecarea bolilor, vor avea prioritate. Ar putea fi și mai rău. Am putea descoperi că tehnologiile sunt folosite împotriva noastră și că nu avem puterea de a le opri. Nu cred în granițe și nici în ceea ce privește lucrurile pe care le putem obține în viața personală, și nici în ceea ce privește posibilitățile omenirii și ale inteligenței ei. Suntem pe punctul de a face descoperiri cruciale în toate domeniile științei. Fără îndoială, lumea noastră se va schimba spectaculos în următorii 50 de ani. Vom descoperi ce s-a întâmplat la Big Bang. Vom ajunge să înțelegem cum a apărut viața pe Pământ. S-ar putea chiar să aflăm dacă mai există viață și în alte părți din Univers. Chiar dacă șansele de a comunica cu o specie extraterestră inteligentă sunt mici, asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm. Vom explora habitatul cosmic, trimițând în spațiu roboți și oameni. Nu putem continua să privim doar către noi, locuitorii unei planete minuscule, tot mai poluate și mai populate. Prin cercetarea științifică și inovație tehnologică va trebui să privim în exterior, către Univers, în același timp în care rezolvăm și problemele de pe Pământ. Și sunt optimist că vom reuși să creăm habitate adecvate pentru omenire și pe alte planete. Vom depăși viața pe Pământ și vom învăța să trăim în spațiu. Acesta nu va fi sfârșitul poveștii, ci începutul a ceea ce sperăm să fie o perioadă de miliarde de ani de prosperitate în spațiu. Încă ceva. Și paragraful ăsta, ca să zic așa, e cel care recunosc ca profesor m-a atins cel mai mult. Încă ceva. Nu putem ști de unde va veni următoarea descoperire științifică și nici cine o va face. A ne deschide către bucuria și fascinația descoperirii, a deschide căi noi și accesibile către partea cea mai tânără a publicului, toate acestea vor crește șansele de a-l găsi și de a-l inspira pe noul Einstein, oriunde s-ar afla. Așadar, amintește-ți să privești către stele și nu în pământ. Încearcă să înțelegi ceea ce vezi și să te întrebi de ce există Universul. Fii curios. Și nu uita că oricât ar fi de grea, în viață există întotdeauna ceva la care să fii bun. Important e să nu renunți, eliberează-ți imaginația de formă viitorului. Cam așa a scris Stephen Hawking, ca să zic așa, la final, la Zenit. Și cred că, până la urmă, motivul pentru care ne inspiră atât de mult este tocmai faptul că a reușit să fie și un om de știință extraordinar, dar în același timp și o mostră de înțelepciune și de umanitate profundă, empatică, caldă, care transmite și leagă oamenii. Și pentru că am zis că vom încheia cu o ultimă întrebare, e întrebarea lui Radu George Pavel, am zis bine, da? Care ne spune așa și ne întreabă așa, vă întreabă pe voi, Cristi și Dan, aveți în minte o soluție pentru implementarea unei educații de tip Hawking la scară mai largă? Este exact întrebarea la care vreau să intervin, chiar dacă, eu știu, ai fi citat altă întrebare, pentru că mi se pare foarte, foarte potrivită.
și vorbesc acum strict din punctul meu de vedere al profesorului de fizică. Soluția, după părerea mea, este una simplă, dar care vine în contradicție totală cu birocrația din sistem și cu inerția sistemului și cu rigiditatea sistemului. Și, după părerea mea, soluția ar fi să lași profesorului la oră mai multă libertate de acțiune. Fără, nu știu, tot felul de cerințe care pur și simplu te obligă să parcurgi materia într-un anumit ritm, neapărat până la sfârșitul lui martie trebuie să termin nu știu ce capitol, după aia trebuie să încep celălalt. Nu este așa, că uniformizăm prea mult lucrurile. Eu pot să am, de exemplu, la o clasă, pot să am niște copii care, să spunem că nu s-au lămurit foarte bine la capitolul respectiv, atunci lasă-mă să mai fac capitolul respectiv și în aprilie. Și să-l fac altfel, să găsesc alte metode. Dar să fiu convins că la sfârșit, după ce se termină capitolul acesta, copiii au înțeles. Deci cred că soluția asta ar fi mai multă libertate dată la oră, fără tot felul de intervenții din felul, de felul ăsta din exterior. Aoleo, ce ai făcut că n-ai terminat materia? Ce ai păzit la clasă? Ce ai făcut tu la clasă dacă nu ai reușit să faci legile lui Kirchhoff? Spun asta pentru că asta fac acum. De ce? Lasă-mă în ritmul meu, în ritmul clasei. Nu toate clasele, nu toate clasele sunt la fel, evident. Asta mi-aduce aminte de un dialog pe care l-am avut acum mai mulți ani cu un inspector, când i-am spus că singura mea șansă să pot să notez ritmic este să dansez în timp ce pun note, știi? Că această ritmicitate a notării care presupune să avem nu doar o materie parcursă, dar să punem notele cu anumită regularitate, ciclicitate. Sigur, ea nu e o cerință e o cerință de bun simț în esență, dar în același timp face parte tot din supra-reglementarea aia a orei, care lasă destul de puțin timp până la urmă profesorului să facă ce vrea. Eu, de exemplu, sunt abonat la... Se verifică ritmicitatea notării, mă rog, se verifică acum mai puțin date fiind condițiile. Și când începea perioada asta de verificare a ritmicității notării, mă duceam la colegii mei care răspundeau de problema asta și le spuneam de la început, treceți-mă pe listă că eu sunt acolo. Eu n-am note, n-am pus note, deci îmi asum și mă treceți acolo că sunt în culpă. E un control excesiv și mi se pare mie că este și inoportun și inadecvat. Eu cred că o să-l speriem pe Cristi și cine știe, poate că voia să vină în sistem. Cristi, să nu vii în sistem. Stai acolo unde stai, că stai bine. Cristi, tu ce spui la întrebarea asta? Da, eu sunt de acord cu Dan și ar vrea să-i nuanțez și să dau și să vin și cu alte aspecte. Da, în esență, Dan are dreptate. El, ce spune el este că să-i dăm posibilitatea fiecărui profesor de fizică să-l scoată pe Hawking din el. Adică să devină în momentul predării acel Hawking pe care îl iubește el, pe care îl admiră el și pe care, de fapt, îl trăiește el. Pentru că atunci când și-a ales meseria de profesor de fizică, a avut un mic Hawking în sufletul lui și îl are în continuare. Deci să-l lase pe acel mic Hawking să crească în sufletul lui. Și asta este foarte bine. De ce? Pentru că voi știți foarte bine că sunteți profesori. Un elev învață mult mai repede din aspectele emoționale, din relația cu profesorul, decât efectiv din materia care se predă. Un profesor care inspiră e mult mai de succes. Prin natura modului în care o spune, prin natura modului în care se exprimă, nu are neapărat de a face cu conținutul. Și nuanța pe care vroiam să o dau, și de fapt tot acolo ajungem, în a da mai multă libertate profesorului, pentru că, până la urmă, ce a făcut Hawking? Hawking nu ne-a povestit de toată fizica. Nu. El a luat câteva aspecte din fizică. Alții aș spune. N-am vrut să zic. Da. Deci nu s-a apucat de toată fizica. El a luat câteva aspecte de fizică ce interesează pe oameni, că a vorbit de începutul universului, că a vorbit despre găuri negre, da? Deci acolo exista curiozitatea, exista interesul, exista motivația intrinsecă și a scos acel aspect la iveală și l-a detaliat foarte bine. În așa fel încât să înțelegi măcar în acea situație metoda științei. Nu trebuie să știi absolut totul.
Ori dacă orice se întâmplă la ora actuală în fizică? Păi se întâmplă că avem foarte multe teorii în fizică și că mai toate manualele din lume încearcă să le înghesuie în cei 4 ani de liceu, să înceapă de la mecanica clasică și să termine, dacă se poate, cu teoria. Sigur, există teoria relativității, dar se merge și mai departe, se face și mecanică cuantică și, dacă se poate, și ultimele lucruri din teoria corzilor, să spunem. Atunci ai foarte multă materie și ajungi ca să înghesui materia. Ori tu trebuie să-i dai spațiu profesorului. Tu trebuie să-i dai libertatea ca să ia niște zone, să le umfle și să spună, uite, pentru elevii mei, asta este important. Și apropo, mie îmi place. Să spunem că e vorba de optică. Măcar elevii să înțeleagă, domnule, ce e o lentilă, cum funcționează. Dai mai mult timp, o faci cu dragoste, pentru că tu, ca profesor, iubești subiectul respectiv și atunci elevii învață. Și învață optică, nu învață despre ce alte lucruri, dar învățând optică, învață metoda științei pe care oricând după aceea poți să o aplice într-o altă direcție. Deci, până la urmă, tot la asta ne reducem, la această luptă pe care o avem între sistem care vrea să-i spună profesorului ca un fel de muncitor. Tu trebuie să faci asta, 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 pentru că dacă nu avem o problemă, nu am trecut peste tot. Da? Deci această problemă de sistem și problema individuală, faptul că știința este până la urmă personală. Știința se învață din curiozitate, se învață din dragoste, se învață cu dragoste și profesorul, iarăși, ca să o facă, are nevoie de libertatea necesară ca să trăiască, de fapt, ceea ce este el, acel mic Hawking de care vorbeam la început. Da, mă gândeam acum și cu băț așa, că tot l-ai pomenit și pe Feynman, Cristi, pe Richard Feynman, un fizician absolut fascinant, ale cărui cărți, să știți că sunt traduse în limba română, multe chiar la Humanitas. Și mă gândeam că Feynman, printre alte lucruri pe care le-a făcut, chiar un fizician de foarte mare calibru, nu autor al unui sistem de diagrame care e folosit în fizică și azi, printre altele, unul din hobby-urile lui era faptul că bătea la niște tobe într-un bar de striptease. Și mă gândesc că măcar din punctul ăsta de vedere putem să avem cu toții șansa să lăsăm fizicianul de geniu să iasă din noi, ca să spunem așa. Sigur, glumesc. Mulțumesc foarte mult. A fost așa cum mă așteptam, o întâlnire pasionantă și pasională pe marginea unui om care a fost, în ciuda piedicilor pe care viața i le-a pus, a reușit să fie model și o inspirație pentru noi toți. Stephen Hawking va rămâne, cred eu, pentru eternitate, o imagine a spiritului ludic, curios, pătrunzător. Poate, da, chiar de calibrul lui Einstein, cel fizicianul cu limba scoasă, nu, și cu părul vâlvoi tot timpul. Și îmi doresc din suflet, ăsta este și motivul pentru care facem aceste întâlniri aici la CCD Galați și în alte locuri, pentru că ne dorim foarte, foarte mult ca ceva din spiritul ăsta, până la urmă, să zic, superb, în mostra asta de spiritualitate emblematică pentru ceea ce este și ceea ce poate omenirea atunci când ajunge în cea mai bună variantă a ei, să ajungă la colegii noștri profesori, să ajungă prin ei la elevii noștri. Eu cred, sincer, că avem nevoie de spirite generoase, de spirite mărinimoase, de megalopsihia, spuneau grecii, un cuvânt superb, da? Deci această inimă mare care a bătut Stephen Hawking și care continuă să bată și după moartea lui. Și cred că e mare, mare nevoie să fim pentru elevii noștri modele și să fim pentru elevii noștri oamenii aia care duc tăciunele ăla al cunoașterii și al inspirației acolo în sala de clasă, indiferent cât de gri, de urâte, de presante, de pandemice ar fi zilele noastre în perioada asta. Vă mulțumesc foarte mult, Dan Voiculescu și Cristian Presură. Sper să vă mai găsiți timp să veniți alături de noi. Nu vă speriați, nu o să vă chemăm chiar săptămâna viitoare, vă lăsăm să respirați un pic, însă cu siguranță o să vă mai chemăm dacă veți avea
generozitatea și bunătatea de a veni. Le mulțumesc foarte mult și celor care s-au arătat interesați de întâlnirea din seara asta. Întrebările au fost super și sper că nu i-am dezamăgit. Vă mulțumesc și aștept să ne vedem din nou data viitoare la live-urile CC de Galați. Bună seara tuturor și rămânem pe data viitoare. Mulțumim!